șamanul, fizicianul și misticul. Primii navigatori ajunși în Tahiti, uitarea vechilor tradiții. La 19 iunie 1767, Wallis, comandantul navei Dolphin pe care Cook, viitorul descoperitor al insulelor Hawaii, era locotenent, se apropia de Tahiti. Corabia a fost în scurt timp înconjurată de tahitieni în pirogi. Vestea sosirii unei pirogi fără balansier s-a răspândit ca un fulger. După ce au ținut sfat, niște bărbați se apropiară de cei nou veniți. Unul dintre ei ținea o mlădiță de bananier, reprezentând efigia lor. El vorbi timp de un sfert de oră, după care aruncă mlădița în apă pentru a-și demonstra intențiile amicale și pentru a-i face pe străin să înțeleagă că marea era sacră pentru toți. Polinezienii înțelegeau de fapt marea ca pe un loc ceremonial, un templu mișcător. De cealaltă parte, albii au arătat și ei prin semne că prietenia era reciprocă și l-au invitat pe ambasador la bord. În tot acest timp, numeroși indigeni ascunși în pădure urmăreau ce se întâmplă. În zilele următoare, șefii au ținut din nou sfat, au adunat populația și au format o procesiune cu torțe, tobe și puu ca să meargă și să smulgă pavilionul pe care englezii îl înfipseseră pe plajă. Indigenii arborau adeseori pavilioane pe ambarcațiunile lor ca și pe uscat, pentru a-și afirma prestigiul, așa că înțeleseseră foarte bine sensul ceremoniei desfășurate de englezi, fapt care explică ostilitatea pe care le-au arătat-o acestora în zilele următoare. Totuși, fără să vrea, ei au acordat pavilionului englezesc o mare onoare, atașându-l la salba regală de pene roșii și galbene, care era apanajul marelui șef, Amo, din Papara. Hatapape, teatrul evenimentelor, se afla sub influența lui Amo, a cărui soție, Purea, era șefa Paparei. Timp de mai mulți ani, această relicvă străină a rămas atașată anticei embleme regale, care venea direct de la zei. În ziua următoare, deoarece vântul împinsese corabia aproape de țărm, indigenii au considerat că nou sosiții întreg măsura și au cerut zeilor să-i alunge. 300 de pirogi de luptă cu aproape 2000 de oameni au înconjurat nava. Un preot așezat într-una din pirogi, sub un baldachin, urcă la bordul vasului englezesc. El ținea în mână o amuletă compusă dintr-o pană galbenă și una roșie, numită Ura Tatae, primită de la zei, considerată un puternic mijloc de a obține ajutorul acestora împotriva invadatorilor. Englezii au acceptat politicos amuleta, văzând în ea o nouă manifestare de prietenie. Preotul părăsi imediat vasul și ajunse la țărm, unde, în semn de succes, aruncă pe pământ o ramură de cocotier. În clipa următoare, aerul răsună de strigăte de bucurie și numeroase alte pirogi plecare să se alăture celor din jurul corăbiei. Spre marea lor surpriză, englezii s-au trezit sub o ploaie de pietre, unele dintre ele cântărind peste un kilogram, pornite din praștile băștinașilor. Mai mulți membri ai echipajului au fost răniți în ciuda protecției asigurate de corturi. În replică, englezii au tras cu tunurile, iar indigenii s-au împrăștiat, îngroziți de aceste ființe care stăpâneau tunetele și fulgerele. Curând, țărmul era plin de cadavrele războinicilor. În ciuda primului lor eșec, indigenii trimiseră împotriva navei engleze alte pirogi, încărcate cu sași plini de pietre pentru un nou atac. Pe înălțimile din jur, femeile și copiii asistau la luptă, tot așa cum în secolul al XIX-lea, femeii și copiii indienilor din America de Nord asistau, cățărați pe stânci, la lupta bărbaților împotriva armatei americane. Ploaia de pietre reîncepu. O pirogă ce se apropiase prea mult de Dolphin a fost ruptă în două de o ghiulea. O a doua salvă a fost suficientă pentru a împrăștia pe asediatorii. Când s-a restabilit calmul, drept pedeapsă, englezii au trimis la țărm un detașament care a distrus numeroase pirogi, dintre care unele aveau 20 de metri lungime și un metru lățime. Astfel s-au încheiat ostilitățile. În timpul acesta, șeful Amo, sătul de ostilitatea acestor străini, s-a retras la Papara.
cât despre Purea, soția lui. Ea a rămas pe loc și i-a primit cu amabilitate pe Wallis și oamenii lui. Ea s-a ocupat de răniți, spunând ca aceștia să fie transportați în casa ei de oaspeți, al cărei acoperiș era din fara, pe jos fiind iarbă moale, rogojini și mai multe straturi de tapa. Albii au fost instalați aici confortabil. Ei au primit îngrijiri și li s-a făcut masaj cu ulei de nucă de cocos. După câteva zile, ei s-au restabilit, fiind apt să se întoarcă la bord. Stând de vorbă cu Wallis, Purea i-a pus acestuia districtul la dispoziție. Faptul că ținea în mână o frunză de bananier l-a făcut pe comandantul englez să creadă că Purea era regina insulei, care își declara supunerea. Atitudinea populației demonstrează clar faptul că Purea nu va fi putut să facă un astfel de gest din proprie inițiativă. Ea era de fapt sfătuită de oameni influenți, printre care și Tupaia și Raitea, marele ei preot, un om de o inteligență remarcabilă. Dinastia Teva. În mai 1998, împreună cu Lillian, am organizat o primă călătorie culturală consacrată vechilor tradiții polineziene. Însoțiți de un grup de vreo 20 de persoane, am fost în Tahiti și în insulele învecinate. A fost o mare plăcere pentru noi să reîntâlnim cu această ocazie pe Ueva, descendent direct din marea familie Teva, care a domnit în Tahiti vreme de 1000 de ani. Nu era prima noastră întâlnire. Cu ocazia unei călătorii anterioare, prietenul nostru ne impresionase printr-o foarte bună cunoaștere a genealogiei lui. El ne-a înșiruit numele strămoșilor lui, mergând în urmă până la a 16-a generație. Ueva este din spița lui Amo, ultimul șef de luptă, Maohi, chiar acela care a atacat corabia lui Wallis. La această latitudine, în luna mai, este toamna australă, umiditatea lunilor de vară a dispărut. Stând în grădina casei sale din Papete, Ueva ne împărtășește mândria de a aparține unei familii care a deținut puterea în insulă încă din secolul al XIX-lea. Lângă el, fiica lui mai mare ascultă în liniște. Moetia are un prenume ilustru, odată ce a aparținut uneia din fiicele lui Ari Taimai. Ari Taimai făcea parte din cea mai nobilă familie din clanul cel mai vechi și mai prestigios, Teva, care ocupa partea de sud a insulei și întreaga peninsulă. Fratele străbunicului său a fost celebrul Amo, iar bunicul lui era însuși faimosul șef al paparei, Taura Atua, mai cunoscut sub numele de Tati, cel care a jucat un rol major în perioada agitată de după sosirea europenilor, chiar la începutul secolului al XIX-lea. Tati este și numele ultimului fiu al lui Ueva. În ciuda vârstei fragede, el are deja forța și corpulența străbunicului său. Cu toate că suntem despărțiți de tradiții și de o emisferă, o stranie legătură ne unește. Gazdele noastre cunosc scopul căutărilor noastre. Să pătrundem în profunzimea vechilor tradiții polineziene pentru a le înțelege modul de gândire. Ne dăm repede seama, Lillian și cu mine, cât de folositoare ne sunt experiențele trăite în căutările noastre interioare pentru a înțelege structura gândirii spirituale a tahitienilor înainte de sosirea albilor. Când vorbește Ueva, prin vocea sa se exprimă întreaga lui spiță. Moetia, deși tăcută, emană aceeași forță, ținuta și demnitatea ei, reflectând energia neîntreruptă a unui întreg șir de generații succesive de prințese care au precedat-o. Genealogiile noastre, spune Ueva, acordă o mare importanță ochilor, deoarece ei stau la baza istoriei, fiind memoria străbunilor. După cum știți, suntem un popor de tradiție orală ce nu cunoaște scrisul. De aceea vorbim de cei care posedau memoria timpurilor străvechi. Genealogiile nu servesc doar la clasarea oamenilor, ci și a evenimentelor unui trecut uneori foarte îndepărtat. Nici o memorie umană nu este capabilă să rețină numele tuturor membrilor unui arbore genealogic. Raymond Graf, pe care l-am întâlnit în 1997, împreună cu Ueva,
este un tahua deținător al vechii tradiții, ce știe să-și prezinte genealogia din urmă cu 20 de generații. În timpul acelei întâlniri, i-am ascultat pe cei doi înșiruind, într-o prezentare neîntreruptă, numele strămoșilor lor. Astfel se recunosc tahitienii ce provin din mari familii. Cei doi au scos un strigăt atunci când au realizat că se trăgeau amândoi din Tati cel Mare, nepotul celebrului Amo. A fost un moment extrem de emoționant. În trecut, 3 sau 4 oratori dintre cei mai dotați din familie se dedicau acestui exercițiu de memorie. Aproape în fiecare seară, în răgazul dintre cină și culcare, ei recitau pe rând, asemeni unui poem, numele strămoșilor lor, ca și locul de naștere al acestora și uneori evenimentele marcante din timpul lor. În insulele societății, primul recitator începea cu strămoșul comun și urca până spre a 10-a generație, al doilea prelua ștafeta și așa mai departe. Au putut fi astfel păstrate în totalitate genealogiile ramurii arii noi, precum și câteva frânturi dintr-o istorie veche, care din păcate s-a pierdut în cea mai mare parte în timp. Fiecare familie princiară își ținea secretă genealogia pentru a se proteja de impostori, nu numai că genealogiile nu erau divulgate, dar ele erau și protejate prin anumite procedee criptografice, de pildă prin jocuri de cuvinte. Grație unor vechi tradiții, conform cărora arii puteau să poarte mai multe nume, același personaj putea să apară în mod intenționat sub un alt nume în genealogiile colaterale. Legăturile de rudenie au fost reclamate și uneori serios contestate, ca și când ar fi fost vorba de niște titluri legale, fiind adesea motivul unor lupte mortale, spunea Ari Taimai. Acest lanț genealogic are pentru noi o importanță fundamentală, preciză Ueva. Iar noi le închinăm strămoșilor noștri un marae special, numit Marae Tupuna, al cărui zeu rămâne un secret de familie. Situl este amenajat pe un teren aparținând familiei, numele tuturor moștenitorilor fiind atașate de marae. Pentru noi, este singurul mod în care ne putem dovedi dreptul de proprietate. Chiar și în zilele noastre, semnificația acestui marae ancestral este foarte vie. Genealogiile complete s-au transmis pe cale orală și de pe la începutul secolului al XIX-lea și înscris, fiind ascunse cu grijă de cei care ar fi putut să ne conteste drepturile. Impostorii sunt în dificultate, deoarece nu își pot baza pretențiile pe titluri reale. Unii, ale căror familii au devenit importante, deși strămoșilor nu ocupau decât un rol secundar în ierarhie, au profitat de această ascensiune pentru a aduce modificări genealogiilor lor. Astfel de oameni fără scrupule nu se jenează să elimine niște strămoși renumiți spre a conferi familiei sale o descendență regală. Aceste fraude genealogice nu au fost posibile decât după răsturnările de ordin social provocate de sosirea europenilor. În fine, dacă privim lucrurile din punct de vedere practic și nu istoric, genealogiile sunt comparabile cu niște titluri de proprietate. Atunci când în secolul trecut au fost aplicate în Tahiti legile franceze, proprietarii de terenuri nu puteau recurge decât la aceste genealogii pentru a-și dovedi dreptul de proprietate. Astfel, către 1888 s-au alcătuit comisii din 5 sau 6 judecători în fața cărora cel care revendica un teren trebuia să prezinte genealogia și numele acelui marae, al strămoșului său, precum și mărturia unor bătrâni. Amo, născut în jurul anului 1720, fusese uns Arinui în Tahiti, mare rege, potrivit terminologiei europene, îmbrăcând centura regală de pene roșii, pe care o deținea în mod legitim de la înaintașii lui, cei care fuseseră din tată în fiu suveranii țării și care purtaseră aceeași emblemă regală, simbol al descendenței lor directe din zei. Când Wallis a sosit în Matavai în 1767, Amo era în culmea măreției lui.
El locuia de regulă la Papara, capitala statelor lui, foarte departe de Hapape, unde tocmai acostase Wallis. El s-a pus în mișcare cu armata și cu o flotă formată din câteva sute de piroși de luptă, hotărât să-și apere țara de acest tip nou de invadator. Ajuns la Hapape, el a ordonat organizarea unui atac împotriva navei străine. Wallis observa toate aceste pregătiri. Ghicind intențiile ostile ale indigenilor, englezul a ordonat oamenilor lui să tragă câteva lovituri de tun care au semănat panică în rândul insularilor. Această înfrângere a lui Amo marchează începutul decăderii celei mai vechi dinastii din țară, dinastia Teva, care a dus după sine seria de războaie, de masacre, ruine și dezordine socială, din cauza cărora tahitienii nu și-au revenit niciodată întru totul. Un alt arii din insulă, Pomare, a devenit cu ajutorul pastorilor misionari trimiși de către societatea misionară londoneză, un rival redutabil pentru Amo. În 1807, armata lui Pomare al II-lea a atacat Punauia și apoi Papara, fără o declarație de război, în total dispreț față de tradiție. Ei au incendiat totul în calea lor, masacrându-i pe cei care i-au întâlnit. Copiii familiei regale din Papara au fost exterminați fără milă în acest război dus pentru instaurarea hegemoniei pomarezilor. Sfârșitul tragic al tinerilor prinți a însemnat stingerea ramurii regelui Amo, ceea ce le-a permis celor din ramura secundară să domnească în Papara. Tati, regentul și Opuhara, fratele lui mai mic, au scăpat cu viața datorită servitorilor lor devotați. Cu mare greutate, tati a reușit să ajungă pe țărm, acolo așteptându-l o pirogă gata de plecare spre Bora Bora, unde se afla soția lui. Cât despre Opuhara, care era un luptător remarcabil, el a reușit să se retragă în munți cu câțiva războinici și servitori. În 1808, după carnajul și toate fără de legile făcute de mercenarii lui, cea mai mare parte din arii țării s-au ridicat împotriva lui Pomare, avându-l în frunte pe Aito, șeful războinicilor din Papara. Atacat din toate părțile, Pomare a trebuit să se refugieze împreună cu restul armatei lui. Opuhara a supus întreaga țară și a domnit în Tahiti între 1808 și 1815. La 10 luni după plecarea în exil, Pomare a încercat să revină în Tahiti să-l recucerească, dar a fost înfrânt din nou și mulți din comandanții lui au fost uciși. Câțiva ani mai târziu, spre sfârșitul lui 1815, Pomare, convertit la creștinism, dar încă nebotezat, a debarcat în Tahiti cu o armată considerabilă, dotată cu arme de foc, alcătuită din marinari dezertori de pe vasele europene. Auzind de debarcarea lui Pomare și de înaintarea lui spre Paea, Opuhara i-a pornit în întâmpinare cu armata lui, fără să aștepte sosirea aliaților din peninsulă. În ciuda vitejiei lui, ultimul arinui din dinastia Teva a fost ucis de un foc de armă în această tragică bătălie, numită mai apoi Bătălia de la Feipi. Bătălia s-a desfășurat în preajma locului în care se găsea Marae, numită mai apoi Marae Nari. În amintirea acestei lupte pe viață și pe moarte dintre doi Ari, de o parte Opuhara, ultimul apărător al civilizației ancestrale, de cealaltă Pomare, partizan al unei civilizații și religii venite din afară. După victoria de la Feipi, Pomare a devenit lider incontestabil în Tahiti. Marae și zeii care sălășuiau în ele ne-au părăsit. Ei s-au retras în lumea lor unde oamenii obișnuiți nu au acces. Un ales precum Tahua, șamanul polinezian, nu se cuvine să se amestece printre oamenii obișnuiți. Timpul se scurse tăcut ca un foșne de aripi în noaptea aceea magică din Tahiti. Gânditori, ne uitam la prietenii noștri de care ne simțeam foarte apropiați. Dispăruse oare chiar totul? Mai puteam oare coborâ înspre origini către cei care au protejat acest mozaic ceremonial al insulelor din Pacific? Mitul Genezei. La început,
Oamenii erau asemeni copiilor. Ei nu uitau niciodată să le adreseze zeilor rugăciuni de mulțumire pentru fructele, plantele, peștii de care aveau nevoie. Uniți cu cel care i-a zămislit, ei trăiau în pace unii cu ceilalți, alcătuind o singură mare familie. Acești oameni din tâi aveau o particularitate. Fontanela lor rămânea moale toată viața și prin acest orificiu spiritual se ridica o fibră luminoasă care se unea cu cea a tuturor elementelor vii ale creației, oameni, animale, plante și chiar minerale. Din vremurile premergătoare catastrofei, Maia și cosmici știau de existența acestei fibre pe care o numeau Huxan Sum. Totalitatea acestor mici corzi vibratorii formau o coloană conectată la o entitate luminoasă numită Soarele Nopții, în care trăiau hologramele marilor strămoși. O hrană sub forma unei energii spirituale urca de-a lungul acestei axe centrale pe care tradițiile ulterioare o vor numi Axa Lumii. Timpul nu exista. Era timpul universal de dinainte de ruptură. Lucrurile s-au schimbat când omul a lăsat răul să pătrundă în el. El a uitat să-și spună rugăciunile de mulțumire și a început să vâneze și să pescuiască fără să aibă nevoie și chiar să poarte război împotriva altor familii umane. Fontanela s-a întărit și încetul cu încetul conexiunea spirituală, legătura cu soarele nopții, a dispărut. Pământenii și-au uitat originea și într-o prelungă tânguire, ei și lumea lor au fost aruncați în noaptea uitării. Oul lumii a dispărut și el, iar energia marilor strămoși s-a ofilit, a secat și a dispărut în faldurile ascunse ale timpului. Această noapte obscură, numită de polinezien Po, reprezenta placa turnată a unui nou început. Cântecul hawaian al genezei vorbește de noaptea întunericului adânc. Potrivit tradiției Po, durează 3 zile și 3 nopți, dar această perioadă trebuie înțeleasă în timp universal, căci în timpul uman de după începuturi, ea a durat o eternitate. Identic cu o carapace de broască țestoasă, soarele nopții s-a întărit, întemnițând energia întemeietorilor într-o crustă de uitare. Apoi timpul s-a dilatat și s-a contractat, s-a oprit și a repornit. În interiorul oului lumii, a cărui coajă devenise dură precum carapacea țestoasei mame, frecvența inteligentă se mișca silențios între 2 straturi dimensionale. Dacă vocea unui om ar fi putut să o transpună în unde sonore, s-ar fi putut auzi Taroa, Taroa. Vibrația își redobândea conștiința de sine, dar totul devenise rece și gol. Fluidul hrănitor care urca și cobora de-a lungul axei nu mai exista. Probabil că foamea provocată de absența acestuia a declanșat în Taroa nevoia de a crea din nou ceea ce dispăruse. Dar de data aceasta urma să o facă nu sub o formă vizibilă, ci sub una voalată, învăluită în secret. Ființele umane trebuiau de acum înainte să regăsească singure drumul spre paradisul pierdut, spre tărâmul vânătorilor veșnice, acolo unde trăiesc bizonul alb, cangurul negru și șarpele curcubeu. Ei trebuiau să regăsească prin ei înșiși calea care duce spre Purutu, paradisul, loc al frumuseții, al fericirii și perfecțiunii, spre starea de fericire de odinioară. Oamenii rătăceau pe mările lumii, prin codri și păduri, se adăposteau prin peșteri, grote și tot soiul de alte refugii naturale. Ei deveniseră un soi de Ahasverus, evreul rătăcitor dintr-o tradiție religioasă majoră care urma să apară. Unii membri ai comunității își vor zugrăvi visele pe pereții peșterilor sau pe nisipurile deșertului. Șefii și oratorii lor se vor ruga pentru a pune capăt milioanelor de nopți rușinoase, pentru a alunga întunericul care nu voia să se sfârșească, cel care reprezintă ruptura de conștiință a începuturilor. Cei care resimțeau această ruptură mai puternic decât alții au început să emită din nou un fir palid de lumină, mult mai firav în comparație cu minunatul arc de curcubeu ce exista la început. Este chemarea, mai întâi destul de palidă,
a primilor aleși, șamanii de mai târziu, care i-a permis lui Taaroa să creeze din nou imensul teatru cosmic care va duce la capătul acestui exod originar. Copiii rătăciți spun că cel care este numai unul, stătu în cochilia lui, cufundat în întuneric vreme de milioane de ani. Osiris, zeul egiptean, nu este el supranumit cel a cărui vârstă numără milioane de ani? Cel care trăia prin el și în el însuși, alunecă spre suprafața Rumiei, oul cel cu coajă tare al lumii. Ridicându-se în picioare pe bătrâna crustă a Rumiei, el i-a intensificat vibrațiile, iar aceasta a devenit casa lui, templul cerurilor și al zeilor, un firmament închis și obscur. Apoi gândul său cel viu și zămislitor a creat zeii, arhetipurile perfecte ale tuturor formelor de viață care urmau să se nască. Dacă oamenii ar fi posedat în continuare acea viziune vibratorie, ei ar fi putut să vadă că Taaroa era înfășurat în filamente de lumină multicoloră, ei crezând însă că el și toate celelalte arhetipuri erau acoperiți de pene galbene și roșii. Atunci când cel unic s-a scuturat, penele lui s-au transformat în arbori, în pâlcuri de bananieri, în tufișuri, în tot ceea ce e verde, mantia de fenua, pământul care naște viață. Lumea noastră fizică nu este deci altceva decât lumină densificată și rece, reprezentând energia Creatorului, a Marelui Întemeietor. Cei din lumea de jos, care nu pierduseră cu totul contactul cu lumea de deasupra lor, cei a căror viziune nu se stinsese de tot, au comparat această spirală creatoare cu o ființă uriașă, ființa cosmică. Atunci când vibrațiile au devenit suficient de dense, pământul s-a întărit și patru unde s-au propagat în cele patru zări. În închipuirea oamenilor, acestea au fost identificate metaforic cu cele patru tentacule ale Marii Caracatițe, Tamurara, având menirea să mențină cerul unit cu pământul. Taaroa, ființa cosmică, își folosi coloana vertebrală, energia sa centrală, pentru a crea lanțurile muntoase, apoi viscerele, energia externă, pentru a crea zonele submontane, iar intestinele pentru a crea norii. De aceea, atunci când privești cerul Polineziei, într-o noapte cu lună plină, poți distinge cu claritate chipuri, mâini, semne particulare sau grupuri de ființe care alunecă lent pe pânza alburie luminată de Hina, zeița lună, cu seninul ei. Taaroa și-a mai folosit intestinele pentru a crea langustele, caprele și anghilele care trăiesc în apele dulci și în apele sărate. În acest timp, durata lui Po se micșora. Au apărut dimensiunile, lungimea, lățimea, adâncimea. Creatorul a suflat puternic și în trupul lui energetic au țâșnit miliarde de particule fine, de un galben auriu, care la rândul lor au căpătat densitate, transformându-se în nisip. Nisipul de pe plajă în albia râurilor, în pădurile sălbatice pe care poți să îngenunchezi sau să te odihnești. Într-un soi de tumul de vibrații, o incantație, Taaroa, a creat scoarța pământului. La chemarea Creatorului, spațiul astfel invocat a devenit pământ. Apoi o nouă vibrație sonoră, glasul lui spuse: O, tu, devină unul din artizanii mei, iar tu deveni marele lui artizan și totul începu să crească. În mare, în râuri și pe pământ, a început să se dezvolte viața. Ființele umane s-au înmulțit din nou peste tot în lume. Fața de energie luminoasă a lui Taaroa s-a umplut de bucurie văzând ceea ce îi se dezvăluie pe pământ. Fenua, pământul, era plină de creaturi vii, de la ființele umane până la cea din urmă stâncă. Prin întreg ținutul curgea apă dulce, iar marea șeta la întindere albastră, fiind pline amândouă de vietăți. Acesta era Hawaii, a nu se confunda cu Hawaii, frumoasele insule însorite. Hawaii, tărâmul unde s-au născut zeii, regii și oamenii. Fiecare element al acestei imagini vii cuprindea în sine substanța întregului. Astfel,
Orice părticică devenea un zeu, iar toate cele care existau reprezentau o multitudine de zei. Dar poate că acela cărui vibrații avea o frecvență ușor superioară a devenit copilul zeu, Tane, cel devenit conștient. El se ridică și zise: Acesta sunt eu, marele Tane, zeu al tuturor acestor minunate lucruri, iar privirea mea poate măsura întinderea bolții cerești. Eu sunt prietenul armatelor, cel cu răsuflare puternică, cel din depărtări, proclamatorul. Tane venit din al zecelea cer, acolo unde curge calea lactee din care beau zeii. Iar cei care ciopleau pirogi, cei care construiau case, cei care edificau locurile sacre, au spus: Lucrează cu ochii deschiși și cose cu reageră. Vorbele acestea veneau de fapt de la marele Tane. În apele din lumea nouă trăia un rechin salvat de Tu, artizanul, care i-l-a dăruit copilului zeu împreună cu o mică rândunică de mare, ce i s-a așezat aproape de gât și cu niște păsări roșii mari și elegante, care trăiau în apa sfântă a lui Tane. Atunci când navigatorii vedeau aceste păsări deasupra pirogilor lor, ei știau că sunt protejați de marele Tane. Nimeni nu și-ar fi permis să le facă vreun rău acestor zburătoare sacre, de teamă să nu fie pedepsit de furtună. O altă vibrație de data aceasta de natură lunară a apărut și a devenit însoțitoarea lui Tane, egală în toate cele cu acesta. Aruru era o zeiță minunată care aduna frumoasele lucruri ale lui Tane în locuri în care energiile lor întrepătrunse sporeau. Apoi a apărut Ro, marele mesager al lui Tane, iar după aceea artizanii celești cu funcții și denumiri numeroase, și astfel ordinea armonioasă a fost restabilită. Pentru a mulțumi acestor generoase energii creatoare, oamenii călăuziți de viziunile preoților lor au construit locuri de reculegere, așa numitele Marae, în care se găsește prima casă a lui Dumnezeu, trupul imaterial al lui Taaro însuși, care au devenit modele pentru toate celelalte case ale zeilor, asemănătoare Naosului, cel mai sfânt dintre vechile temple egiptene. Stâlpul central era coloana sa vertebrală, celelalte puncte de sprijin reprezentau coastele, șarpanta acoperișului era sternul, iar ornamentele din jurul casei, oasele bazinului. Maui era mare preot, Tahua, fondator al ritualurilor religioase. Acest termen, care înseamnă invocație, desemna totodată și rugăciunile ce se desfășurau în Marae. Maui era și Hio-Hio, el fiind cel care a prevăzut sosirea acelei Va-Ama, o pirogă fără balansier, și mai apoi a unei Va-Taura, o pirogă fără cordaj. Aceste predicții au fost retransmise fidel de către șamani și oratori din cele mai vechi timpuri până la sosirea capitanului Wallis. Alți Hio-Hio îi descriseseră pe străinii care se găseau la bordul acestei nave. Mai târziu, oamenii vor urmări uimit sosirea unor Va-Taura, adică a vapoarelor cu aburi. În Polinezia zilelor noastre, Po, cea care i-a urmat păcatului originar, și Purutu, starea de conștiință din vremurile originare, nu mai sunt decât mituri. Însă, sub influența creștinismului, Po a devenit infernul, iar Purutu paradisul. Siturile ceremoniale polineziene. În această după-amiază târzie mă aflu împreună cu Lilian și cu ghidul nostru pe Marea Marae din Tapu Tapu Tapea, aproape de satul Opoa, din insula sacră de unde a plecat întreaga cultură Maohi care s-a răspândit în Pacificul de Sud. Vestitul triunghi polinezian, delimitat la nord de insulele Hawaii, la vest de Rapa, numită și insula Paștelui, și la est de Noua Zeelandă. O imensă întindere de ape de peste 20.000 de kilometri pătrați, în mijlocul căreia se află insulele societății, cu locurile lor de vis. Suntem fermecați de frumusețea sălbatică a locului. În ciuda perioadei, sezonul turistic este în plină desfășurare. Ne găsim singuri în tărâmul acesta de reculegere care a găzduit atâtea generații de arii, șefi,
Aito, comandanți de luptă și de tahua, șamanii polineziani. La hotelul Hawaiki, i-am explicat directorului scopul sejurului nostru în insulă, iar el ne-a recomandat serviciile unui tânăr ghid pasionat de vechile tradiții. Iată-ne pe toți trei, admirând laguna și mica strâmtoare prin care altădată, din 4 în 4 ani, soseau pirogile pentru ceremonia închinată acestui marae. Spiritul meu evadează, plecând în căutarea memoriei acestui eveniment excepțional, în pietrele sacre care trebuie să-i fi păstrat amintirea. Teva, ghidul nostru, ne explică. Pirogile veneau de peste tot, iar poporul Maohi se aduna aici. Erau prezenți cei din insulele apropiate. Unii parcurgeau o distanță de 4.800 de kilometri pe mare. Polinezienii sunt marinari excelenți și nimeni nu s-a pierdut vreodată în această imensitate. Oceanul era sanctuarul lor, țara lor. Dar cum făceau să nu se rătăcească? Am întrebat eu. Nu aveau niciun instrument de navigație. Există multe teorii, răspunse Teva. Mari navigatori au devenit vestiți în întreaga lume navigând pe oceanele noastre, pe veliere de tip chinezesc sau polinezian. Există însă un lucru de care nu vorbește nimeni, mana. Fiecare pirogă ce deschidea drumul avea la bord un preot, un tahua al pirogilor, posesor al așa numitei mana. Mana este o forță vitală primită de la zei. Utilizată de această categorie de tahua, ea permite proiectarea spiritului la distanță. Mai exact, acel tahua al pirogilor era capabil să-și proiecteze spiritul spre locul de destinație și să-l vizualizeze. În plus, pentru ei oceanul este o entitate vie cu care știu să dialogueze. Ceremoniile de aici se desfășurau doar din 4 în 4 ani? Nu, răspunse Teva. Anotimpul abundenței începe la sfârșitul lui noiembrie, când pleiadele, cei 7 ochi mici, se arată pe cer. Perioada pescuitului scrumbiilor era ocazia unei astfel de ceremonii, desfășurate chiar înainte de plecarea în larg. Alte ritualuri aveau loc în timpul marii odihne, când pământul își împărțea roadele. La noi, în iunie, pleiadele dispar la orizont și frunzele încep să îngălbenească. Odinioară zeii plecau și ei tot atunci, iar oamenii le sărbătoreau plecarea, așteptându-i nerăbdător să se întoarcă. Aceasta era sărbătorită în octombrie la primele semne vestitoare ale primăverii. Nu se putea să nu-mi amintesc atunci de tradițiile indienilor Hopi din Arizona, care celebrează în august plecarea și în decembrie revenirea așa numiților Kachina, considerați în mod greșit zei Hopi, când de fapt ei reprezintă toate formele sensibile de viață. O senzație stranie ne cuprindea puțin câte puțin. Dispăruseră oare zeii cu adevărat? Acest loc, ca atâtea altele, era el dezactivat, așa cum afirmă unii erudiți polinezieni și unii popa? Pietrele care au memoria lor au început să cânte din nou pentru noi. Acest marae era pentru noi o catedrală, un loc sacru, asemănător cu toate celelalte locuri în care sufletul se poate înălța. Polinezienii care plecau pe întinderile Pacificului nu s-au gândit niciodată să-și închidă zeii între ziduri și să înalțe construcția asupra locurilor sacre. Un marae era un sanctuar în aer liber, un spațiu împrejmuit sau nu, destinat reuniunilor și ceremoniilor religioase. Ei își invocau aici strămoșii și zeii. Tot aici ei încercau să atragă de partea lor forțele sacre ale naturii. Viața, bunurile personale, puterea de luptă și eficiența în muncile domestice depindeau toate de forțe invizibile, dar suverane, a căror bunăvoință era important să o obțină. Marae era locul oficial de întâlnire dintre polinezieni și realitățile celeilalte lumi. Marae este un simbol al organizării familiale. El marchează importanța socială a proprietarului său. Cel din Taputapuatea avea o importanță capitală.
Vechii polinezieni formau o societate strict aristocratică. Statutul social al unui bărbat, ne spusese Ueva, depindea de faptul că deținea sau nu o piatră pe care să se așeze în incinta unui marae. Locul fiecăruia, atât în societate cât și într-un marae, se stabilea în funcție de poziția lui genealogică. Capitanul Cook a fost pus în încurcătură atunci când la plecarea din Raiatea, în 1774, șeful Oro l-a întrebat cum se numește maraial său. Un om fără maraie nu putea fi șef, ori Cook era considerat un șef foarte mare. El a ieșit din încurcătură spunând numele parohiei sale londoneze, care, pronunțat în manieră tahitiană, a devenit Tapinu. În timpul celei de-a treia călătorii în 1779, Cook a fost mâncat de hawaieni. Sacrificiul a fost unul în manieră rituală, deoarece era vorba de un șef puternic care, în plus, era posesorul unui marae. A fost fără îndoială un omagiu deosebit. Acest însemnat marae, de la Tapu Tapu Atea, este cel mai vechi din arhipelagul societății. Potrivit tradiției orale, el a fost construit sub egida marilor Arinui, în cea mai îndepărtată perioadă din istoria insulei. Renumele său era larg răspândit și cea mai mare parte a popoarelor polineziene îl considera un sediu al cunoașterii, spiritualității și înălțării spre lumea zeilor, cei prezenți tot timpul în trupul pietrelor. Locul se întinde de la est spre vest, pe un promontoriu mărginit la nord de golful Toahiva și la sud de golful Hotopu. Spre interior sunt văi pline de verdeață și muntele Tamehani, a cărui importanță este capitală pentru tradițiile polineziene. Locul sacru este înconjurat de o pădure deasă, în care Aito este dominant. În fața noastră se deschide trecătoarea sacră, folosită altădată de marile pirogi duble decorate cu lungi baniere în culorile șefilor. Fiecare pirog avea una sau două tobe cu un sunet grav și o cochilie mare prin care călătorii reușeau să comunice pentru a nu pierde contactul, să-și trimită semnale și să se anunțe atunci când se apropiau triumfal de ținta călătoriei. Războinicii morți sau răniți pe câmpul de luptă erau decapitați, iar capetele lor aduse în acest loc. Curățarea și aranjarea în cavități și în tărituri, acestea conferau locului sacru un aspect terifiant. Înălbite de vreme, aceste cranii au rămas neatinse de indigeni sau de albi, până în ziua în care niște turiști, cărora nu le mai era teamă să profaneze locul, au luat mai multe dintre ele. Atunci, indigenii s-au grăbit să le ascundă pe cele rămase sub pietrele situlului, iar noi pășim cu respect de-a lungul zidului de incintă. Prea mulți vizitatori calcă pe pietrele sacre care acoperă oasele strămoșilor noștri, spuse Teva. Încercăm să creăm o asociație pentru protejarea situlului, astfel încât picioarele profane să nu mai pătrundă în incintă. Este adevărat că nu ne-ar trece prin cap să călcăm în picioare mormintele părinților noștri din cimitirele noastre. Ne oprim în fața unei platforme pavate, înconjurată de un zid scund, numită Ahu. Nu este vorba chiar de un altar. Aici nu se aduc ofrande, locul fiindu-le rezervat zeilor și strămoșilor în timpul manifestărilor lor terestre episodice. Nimeni nu avea voie să urce pe Ahu, cu excepția celor care slujeau în mod oficial în Marae și care aduceau aici chipurile zeilor. Intrând în legătură cu zeii, Tahua vorbea în numele lor. Ghidul ne mai spune că în patru colțuri ale acelei Ahu sunt îngropați în poziție verticală patru războinici cu tot cu armele, centurile de luptă și penele lor. Ei au acceptat să fie îngropați de vii ca să devină pasnici eterni ai locului. Tija cu care aceștia au fost măsurați este păstrată în interiorul incintei ceremoniale. Fiecare din ei avea peste 2 metri. Vizităm ruinele compartimentului oval al zeului Oro. La baza stâlpului central stă o victimă umană care îi asigură forța. În acest spațiu, un fel de sacristie
sunt păstrate veșmintele preoților în semnele regale, printre care și faimoasa Maro, centura din pene galbene și roșii, zeii mai puțin importanți, tobele, toate accesoriile ceremoniale, precum și imaginea zeului acestui Marae. Într-un hangar se află piroga zeului și o alta pentru Tahua, ei trebuind să se deplaseze în lumea de dincolo, călătoriile lor fiind uneori pașnice, alteori în scopuri războinice. Dar care este situația cu vechile tradiții? L-am întrebat eu pe Teva. Încercăm să culegem de la bătrânii din insulă povestirile și învățăturile vechi, dar este greu să-i facem să vorbească. Ei vor ca tradiția să moară odată cu ei. Organizăm reuniuni aici, în Tapu Tapuatea, ne așezăm sub un copac și ca să-i determinăm să vină, le oferim mâncare și băutură, dar sunt foarte reticienți. În lucrarea sa, Bob Putigny evocă întâlnirea dintre un etnolog și un tahitian care se exprima în maniera tradițională. Europeanule, pentru tine trecutul nostru este o meserie. Tu trăiești din el în vreme ce noi murim odată cu el. Despre trecutul nostru nu mai știm nimic, iar puținul pe care îl mai cunoaștem nu ți-l vom spune. Tu cercetezi niște pietre, dar noi suntem ceva ce tu nu poți înțelege. Nu vreau să fie studiat trecutul pentru ca ai noștri copii, care nu ne mai vorbesc limba, să învețe despre el de la un european. Prefer ca ei să învețe din explicațiile bătrânilor care nu mai există. Ei vor ști ceea ce au știut bătrânii și vor păstra nostalgia ființei lor. Nu puteam să nu mă gândesc că polinezienii se găseau în situația amerindienilor din anii 30-40, când tânăra generație nu era interesată de propria cultură. Situația a început să se schimbe prin anii 60, când amerindianul a dorit să-și regăsească moștenirea culturală și identitatea culturală. Este ceea ce se întâmplă actualmente în Polinezia, unde oameni sinceri interesați culeg și transcriu vechile tradiții ale popoarelor din Pacificul de Sud, folosindu-se nu de emisfera cerebrală stângă, cea rațională, ci de cea dreaptă, necesară pentru a înțelege și a trăi experiența uneia dintre tradițiile fundamentale ale omenirii. Tahua, șamanii polinezieni. În anul următor, mai exact în mai 1998, am organizat o călătorie de studii consacrată vechilor tradiții polineziene. Am condus un grup de 20 de persoane să se întâlnească cu Johnny, lângă un marae numit Manu Nu, pe insula Huahine și lângă plaja unde, potrivit legendei, a sosit prințesa Maeva. Prieteni veniți din Franța, Belgia, Elveția și Canada, ascultă învățătura lui Johnny, care se trage dintr-o veche familie tahitiană. În ciuda numelui său, care vine de la un strămoș suedez, Johnny s-a născut la Raitea și trăiește în Morea. Prietenul nostru și-a consacrat peste 40 de ani de viață studierii tradițiilor poporului său. Pentru polinezieni, adevărat este doar cuvântul Parau-Mau. Este realitatea însăși și nu o poveste, chiar dacă acest concept este dificil de înțeles pentru un occidental. Începu mentorul nostru. Vă voi prezenta cele 4 stadii care trebuie străbătute pentru a deveni preot sau tahua. Eu unul m-am oprit la cel de-al doilea. Primul vis se desfășoară astfel. Către miezul nopții, o ființă îmbrăcată în alb și ducând o carte vine spre mine și te întreabă: vrei să devii tahua? Apoi ea dispare. Este secretarul general al preoțimii tahitiene și trebuie să-i se răspundă cu da sau nu, deoarece spiritele citesc în noi. Este important să nu te trezești niciodată în timpul celor 4 vise. Dacă răspunsul este afirmativ, vine și următorul vis. Aceeași apariție se arată chiar lângă tine și îți spune: de vreme ce vrei să devii tahua, adică să lucrezi cu spiritele, trebuie să treci prin valea încercărilor. Este cel mai teribil coșmar prin care mișună tot soiul de creaturi, în care cele 5 simțuri sunt puse la încercare, în care vezi tot soiul de lucruri insuportabile, care te fac să urli de până și morții se trezesc din somn, și uneori și tu însuți.
Eu m-am trezit atunci când peștele meu preferat, roșioara, mi-a fost înlocuit în farfurie cu niște șobolani albi însângerați cu grăsime gălbuie și peri cenușii. M-am trezit, deși n-ar fi trebuit. Dacă nu te trezești, vei descoperi dincolo de valea încercărilor o câmpie care declanșează cel de-al treilea vis. Acolo, aspirantul întâlnește un mare spirit preot care îi face semn să se apropie. Oricât de mult s-ar strădui să ajungă la acesta, ucenicul nu va reuși, apariția părându-i se mereu la fel de îndepărtată. În acest stadiu ți se face sete, atât de sete încât riști din nou să te trezești, deși nu trebuie. În fine, cel pătruns în lumea viselor ajunge epuizat la picioarele marelui spirit preot, care îi cere să-și aleagă specialitățile dorite dintre cele 10 propuse. Pentru a-i facilita alegerea, cele 10 se derulează prin fața conștiinței ucenicului, dar acesta nu poate să rețină decât 4 dintre ele. Și mai ales, el nu trebuie încă să se trezească. Vine apoi cel de-al 4-lea vis. Marele spirit preot are cartea deschisă în față. El stă alături de cel care visează și care a făcut deja alegerea. Rămâne să fie operată legătura cu duhurile alese, căci fiecare are o anumită putere, o funcție precisă. Să vedem însă care sunt legile fundamentale. Prima, a nu pretinde niciodată să fii plătit. A doua, să plătești. Odată pe an, vrăjitorul va trebui să ofere un suflet fiecăruia din duhurile alese. Dacă acceptă, el își aplică însemnul în cartea marelui spirit preot, care dispare imediat. În căldura plăcută a dimineții îl ascult pe Johnny și nu pot să nu mă gândesc la faptul că influențele creștine s-au grefat pe un substrat original, pe un adevăr uitat. Mitul binelui și răului, al îngerului și demonului, al umbrei și întunericului, al raiului și infernului. Este exact ceea ce a propovăduit creștinismul pentru a eredica vechile tradiții. Cosmogonia indienilor Lakota cuprinde 7 categorii de șamani, cea a polinezienilor, 10, un tahu al pescuitului, cel care îndrumă pescuitul, un tahu al agriculturii, cel care a creat calendarul nopților și al anotimpurilor, un tahu al pietrelor, autorul semnelor sacre, petroglifele, și cel care deplasează așa numitele tiki, prin forța manei sale. Aceste statui de piatră au nume diferite în funcție de loc. Tiki, în dialectul din Marchize, în tahitiană, și Moai, în pascuană. În timpul sejurului nostru în Huahine, în 1997, am închiriat împreună cu Lilian o Vespa pentru a explora insula în ritmul nostru. La câțiva kilometri de la ieșirea din satul Fare, am fost atrași în mod irezistibil de o rocă înaltă de vreo 3 metri, care se înălța pe un câmp îngrădit cu sârmă ghimpată. Energia pe care o degaja roca ne atrăgea puternic, ca și când ființa aceea de piatră ar fi vrut să ne comunice un mesaj păstrat din vremuri imemoriale. Dar îngrădită pe câmpul acela, ea era inaccesibilă. La câteva zile după această întâlnire, prietenul nostru, care organizează tururi ale insulei, în mașini de teren, ne-a povestit istoria pietrei legionarului. Prin anii 60, în timpul generalului francez și al testelor nucleare franceze, legionarii aflați în Mururoa erau folosiți și pentru construirea drumurilor pe insule. Multe marae aflate pe coastă au fost astfel distruse sub înaintarea civilizației. Ori la ieșirea din Fare se înălța acel gardian tăcut care ne intrigase în așa măsură. Legionarii au vrut să-l disloce cu macaraua, dar a fost în zadar. Un bătrân se uita la ei râzând ironic. Când legionarii s-au decis să dinamiteze piatra, el s-a apropiat încet și le-a spus: "Nu ați rugat piatra să se miște. Eu cunosc însă un tahua care ar putea să-l miște pe acest străbun al nostru." Neîncrezător, vechii soldați africani au vrut să vadă. La puțin timp, un om mult mai în vârstă a sosit la fața locului, s-a înclinat și a intrat în legătură cu spiritul pietrei. Povestea spune că piatra s-a mișcat singură, lăsând locul pentru drum liber.
Această anecdotă nu este confirmată de Raymond, marele preot și deținător actual al tradiției polineziene. El ne-a explicat că, dacă piatra ar fi vrut să se miște, ar fi făcut-o singură. Așa sunt legendele. Adevărul se ascunde adesea în spatele unui vâl de fum. Cel care își trimite spiritul dincolo de orizont, în căutarea insulei de destinație, noaptea, el indică direcția după stele, ziua după soare. Contrar a ceea ce crede despre el, nu are deloc cunoștință de astronomie. El este ghidat de spiritul său plecat în recunoaștere. El știe de asemenea să-l ghideze pe cârmaci după cântecul unei nuci de cocos, fixată pe catarg și care șuieră în bătaia vântului. Este suficient atunci să păstreze aceeași sonoritate, oamenii evitând astfel riscul să se rătăcească pe întinsul ocean, piroga să se frângă, iar peștele familiei poate întotdeauna să-i readucă pe uscat. Tradițiile indiene spun că cele cinci simțuri funcționează grație câmpurilor de energie numite indria. Astfel, poți să-ți trimiți la distanță ochii sau urechile, practicând vizionarea sau ascultarea la depărtare. În Franța am avut ocazia de a folosi în cadrul unor grupuri experimentale această antică înțelepciune despre care se vorbește. Am auzit cu toții vorbindu-se de vrăji și exorcism. Există și în tradiția șamanică ființe, bune sau rele, capabile să producă sau să suprime o vibrație parazită. În Polinezia actuală, acest fenomen se numește Boucan, ne explică Setra, fiul lui Papa Ura Ora, un hio-hio. Este puterea de a trimite un spirit asupra unei anumite ținte. Doar un hio-hio care vede dincolo de corpul fizic știe să dialogheze cu spiritul și să-l facă să plece. Acest tămăduitor păstra secretul plantelor. O boală necunoscută se datora unui blestem aruncat de către un dușman. În acest caz, trebuia consultat un tahua, care prin puterea plantelor alunga duhul cel rău înapoi spre cel care îl trimisese. Orice problemă era tratată cu ajutorul plantelor. Vechea medicină tahitiană, în asociere cu terapiile moderne, se dovedește cât se poate de eficientă. Cum s-a văzut de curând, sunătoarea din grădinile noastre are aceleași proprietăți ca și medicamentul numit Prozac. Tahua, maestru al focului. El merge pe pietre încălzite până la albire și știe să reducă temperatura cuptorului tahitian la un nivel care să permită trecerea purtătorilor celor trei rădăcini eterne ale pământului polinezian, ape, tarua și ti. Acestea sunt dispuse în straturi și fierb între 24 și 36 de ore. Patru bețe de ti sunt înfipte vertical în compoziție pentru a-i determina gradul de fierbere. Tahua, maestru al focului, le va extrage pentru a stabili momentul în care cuptorul urmează să fie deschis. Ape și tarua au fost îndulcite de stratul de ti plasat deasupra. Aceste veritabile fructe confiate reprezintă adevărate rezerve alimentare. Văzătorul Hio-Hio. Acesta nu este un simplu exorcist. Potrivit tradiției, el este adevăratul capitan al pirogilor polineziene, cu același titlu ca Tupaia, cel care l-a condus pe Cook cu ajutorul unei hărți pe care și-o confecționase singur, permițându-i englezului să devină marele descoperitor al Pacificului. Tahua, oratorul. Acesta nu știe nimic, nu învață nimic, dar intră în transă pentru a contacta povestitorul, memoria colectivă, și astfel își dobândește cunoștințele. Cea mai mare parte a cunoștințelor mele, spune Johnny, provin de la un tahua orator care a vizitat memoria colectivă a poporului. În 1997 întâlniserăm un astfel de șaman la Morea. Papa Matarau ne-a explicat cum își înalță conștiința spre memoria originară și, după spusele lui, ne-a făcut să simțim suflul vremurilor de dinainte. Tatuajele polineziene. George le prezintă într-un remarcabil spectacol cu flăcări turiștilor. De sus până jos, corpul este tatuat pe mai mult de jumătate din suprafață.
În cursul lungilor noastre conversații ne-a explicat ce reprezintă pentru el acele tatuaje. 4.000 de ore de muncă și multă suferință. Ceea ce este înscris pe corpul meu reprezintă istoria familiei mele, a poporului meu de acolo, din văile înalte ale marchizelor. Am trăit 8 luni singur cu un bătrân într-o astfel de vale, fără să văd pe nimeni altcineva. Mâncam plante și carne de mistreț și fabricam coprah pentru a ne face pielea de argint. Arta tatuajului numită Tatau era foarte răspândită într-o anumită perioadă. După ce a dispărut aproape total, aceasta tinde să reintre în atenția tinerei generații care vede în ea un semn de identitate culturală. În trecutul îndepărtat, această artă era extrem de dezvoltată. Tatuajele indică poziția socială a persoanei și istoria familiei sale. Anumiți cercetători europeni au întrezărit chiar în acestea premisele sistemului hieroglific. Potrivit folclorului tahitian, practica tatuajului ar fi început la zei, în timpul nopții lui Po, aspectul său decorativ plăcându-le acestora foarte mult. Un tatatau lucra întotdeauna invocând zeii. El îi ruga pe aceștia să cicatrizeze perforațiile. Meșteșugul lor era înfloritor deoarece pe vremea aceea indigenii credeau că astfel de decorațiile scot în evidență frumusețea și veșmintele. Procedeul era extrem de penibil, el începea de la vârsta de 10 sau 12 ani și se închidea spre 20 de ani. Astăzi, perforațiile se fac cu ajutorul unui mic aparat electric. Trebuie să stai nemișcat timp de mai multe ore, explică George, cel tatuat pe mai bine de jumătate din corp. Instrumentul de tatuaj utilizat de vechii tahitieni era făcut din oase de pasăre ascuțite sau din dinți de pește legați cu sfoară fină de un mâner. Colorantul era obținut din tutui sau nucă arse. Când era introdus sub piele, el producea o culoare albastră. Modelele se fixau pe scoarță de bambus și fiecare și-l alegea pe cel dorit. În ceea ce privește tatuajul propriu-zis, desenul era uneori schițat pe corp cu un cărbune de lemn, dar de cele mai multe ori artistul îl efectua direct, fără a desena ceva în prealabil. După ce înmuia vârful instrumentului în colorant, el îl punea pe piele, în locul dorit, lovind apoi scurt și repetat în coadă până ce vârful pătrundea în carne. Atunci, colorantul se scurgea în incizia astfel practicată. Anumiți bărbați erau tatuați aproape pe tot corpul, de la picioare până la ceafă și la urechi. Pe piept, desenele erau extrem de variate. Cocotieri, arbori de pâine, liane încolăcindu-se artistic în jurul unor trunchiuri, războinici puși pe fugă sau triumfători în fața unui adversar, bărbat aducând o jertfă umană unui maraie, păsări, patrupede, pești, arme, etc. Tatuajele de pe fața interioară a brațului, mai mici, reprezentau insecte, stele sau pur și simplu romburi, cercuri sau linii. Tahitienii se tatuau foarte rar pe față sau pe gât. Ca o excepție, anumiți războinici sau preoți aveau un desen pe frunte. Femeile aveau pe mâini decorații asemănătoare unor mănuși cu degetele tăiate și cercuri în jurul încheieturilor și degetelor, imitând brățările și inelele. Tatuajul de pe picioare se termina cu un cer care înconjura glezna. Raymond Graff, deținător al vechilor tradiții, este tatuat pe tot corpul în stil vechi, preciza el. Am vorbit de conceptul mana, principiul care îi permite unui tahua să-și îndeplinească înaltele îndatoriri. Există mai multe tipuri de mana, mana focului, mana pietrelor, mana pirogilor, etc. Fiecare șaman polinezian posedă un mana particular care corespunde artei sale. Această energie este destul de apropiată de prana la yoghini sau de chi la daoiști. Mana se poate produce prin forță. Este o putere spirituală proprie zeilor și strămoșilor. Șamanul care posedă mana își afirmă personalitatea. În Tahiti, atunci când se vorbește de un tahua, se spune și astăzi că are mana sau că dimpotrivă i-a scăzut mana. Această forță definește o personalitate, caracterizează un conducător, un șef.
Ea nu se regăsește doar la șamani, ci și la Ari și Aito, șefii de război. În marile familii polineziene, a căror genealogie se confundă cu mitologia, cel mai în vârstă era posesorul celui mai puternic mana, fiind cel mai apropiat de ascendența divină. Dar cum se poate obține mana? L-am întrebat eu pe Raymond. El m-a privit în ochi și mi-a spus: luând forța liniei tale genealogice și înălțând-o spre cer, după care zeii o trimit înapoi în pântecele tale. Este o forță triunghiulară pe care o poți face să țâșnească spre lume pentru a-ți împlini vocația. La începutul secolului al XIX-lea, misionarii s-au străduit nu numai să-i evangelizeze pe hawaieni, dar și să le eradicheze religia și cultura bazate pe riturile șamanice. La 1900 nu mai rămăsese practic niciun șaman, ultimii dintre ei refugiindu-se în cele mai adânci dintre pădurile tropicale din Hawaii. Această învățătură milenară a cunoscut aceeași soartă ca cea a druizilor la sosirea invadatorilor romani și mai apoi creștini, sau ca cea a amerindienilor în timpul cuceririi vestului, în secolul al XIX-lea. Șamanii Kahuna au fost scoși în afara legii chiar în primele zile de către misionarii creștini, văzându-se constrânși să-și dăruiască învățătura și să-și practice ritul pe ascuns. Ei își foloseau mana pentru a vindeca oameni și cunoșteau tehnicile telepatiei, precum și ritualurile bazate pe rugăciune, care le permiteau să vadă viitorul, să pășească pe foc și să ridice acele tiki, statuile de piatră. Mai există oare în zilele noastre un șamanism polinezian? Un mare număr de lucrări serioase și documente au fost consacrate vechilor tradiții. Însă în ceea ce privește locurile sfinte numite Marae, ritualurile, ceremoniile și rugăciunile lor au dispărut. Ca și cum încăperea de sudație, căutarea viziunii sau dansul soarelui ale amerindienilor nu ar mai exista decât în cărțile antropologilor, etnologilor sau lingviștilor. Lipsește realitatea trăită. Chestionând-o pe Linda, directoarea librăriei, în legătură cu acest subiect, ea ne-a răspuns: este o carte care abia urmează să fie scrisă.